Salut prieteni! Astăzi o să vă povestesc pe scurt despre filmul The Bravers din anul 2009, așa că puneți un like și vizionare plăcută! Capitanul infanteriei marine Sam Kyle peste câteva zile pleacă în Afganistan. El a lăsat o scrisoare de adio care va fi transmisă soției lui dacă el așa și nu se va mai întoarce acasă. Sam este un tată exemplar care educă două fete. Fratele lui mai mic, Tommy, e total opusul lui. El abia a ieșit din închisoare după ce a executat pedepsa pentru jaful unei bănci. El merge la o cină în sânul familiei și nepoata mai mică deodată a trădat-o pe mama, spunându-i că nu-i place de el. Tatăl lor se în furie pe Tommy și îl oferă exemplu pe Sam, care slujește pentru binele patriei și nu încalcă legea. Totul s-a terminat cu o ceartă și Hank a părăsit casa. Când pleacă, Tom îl roagă pe fratele său să fie atent. Sam scoate inelul de pe mână și soția lui și îl pune la gât. Peste 5 zile Sam deja merge prin deșertul afgan. În curând, elicopterul cu care zbura echipa a fost doborât. Grace era la baie, când doi militari au venit să o anunțe vestea cumplită despre moartea soțului ei. Ea nu poate accepta asta și mereu formează numărul lui Sam. Noaptea a venit Tommy Biat ca să-i întoarcă mașina. Straniu că Grace este așa supărată din cauza unui far stricat. Și atunci ea îi povestește lui Tommy ce s-a întâmplat cu fratele lui. El e ultimul care a aflat de tragedie, pentru că toți l-au sunat toată ziua, dar n-au putut da de el. Grace le pregătește pe fete pentru înmormântare. Ele au refuzat să îmbrace rochii negre. Văduvei i-au transmis acea scrisoare de rămas bun. După ceremonie, Hank a băut și Tommy încearcă să ia cheile, ca tatăl să nu se așeze beat la volan. Hank din nou îl ceartă pe cel mai mic, dar și Tommy are ce să zică bătrânului, care n-a fost cel mai bun tată și soț și a mai și băgat în cap toată prostia militară fiului mai mare. Se dovedește că Sam și încă un soldat Joey au rămas în viață, dar au fost luați drept prizonieri și aruncați în zindan, o închisoare temniță subterană. Tommy Beato o sună pe Grace la 3 dimineață și o roagă să-l ajute cu niște bani. Lui nu i-au ajuns 47 de dolari să-i plătească barmenului și el acum îl amenință că cheamă poliția. Femeia a fost nevoită să o salveze pe ruda sa în miezul nopții și să-l aducă la ei acasă. S-a trezit sub zgomotul ustensilelor. Fetele au decis să pregătească clătite ca să o bucure pe mama. La ele vine Hank. El nu s-a aștepta să-l vadă aici pe fiul său. Bărbatul își cere iertare pentru comportamentul său de ieri iar Tom recunoaște că Sam a fost mereu mai deștept decât el. Asta nu e adevărat, răspunde Hank. Pur și simplu, tu mereu lăsai tot de ce te apucai spre deosebire de fratele tău mai mic. Pe deasupra taberei talibanelor zboară un elicopter. Sam este sigur că ei sunt căutați și a început să dezbată scândurile. El a fost amenințat cu arma și au pus pe deasupra scândurilor un bolovan mare. Tommy a reținut cuvintele tatălui că Grace are o bucătărie nașpa și împreună cu prietenii săi, fără a o avertiza, au decis să o renoveze. Au trecut două luni. Cât Sam încearcă să rămână calm, soldatul încet încet, încet înnebunește. L-acuză pe capitan că l-a salvat și acum trăiește să-mi insistă că Joy să nu zică nici într-un caz cine este el și ce titlu are. Talibanii au decis ceva între ei și americanii au fost duși în alt loc. Sunt filmați pe cameră. În fața prizonierilor a fost pus în genunchi un bărbat din Afganistan. El s-a folosit de telefon ca să o sună pe soția sa gravidă. Astfel le-a descoperit locația. Vinovatul a fost îndată împușcat în cap este țara lor și n-au ce face aici. Ăsta e mesajul pe care trebuie să-l transmită Americii sau va fi obligat să facă asta. Cât Grace stângește după soțul său, renovarea continua și fetițele s-au încadrat în muncă. Ele își amintesc ce sportiv bun era tatăl lor. Maggie a vărsat peste bărboz vopseaua și acum el are nevoie de alt pantaloni și tricou. Grace a mers să aleagă ceva din dulapul soțului, dar a luat tot ce i-a încăput în brațe. Owen nu înțelege de ce i-au adus atâtea haine și dacă trebuie să le întoarcă sau nu după asta. Sam a fost legat de un stâlp în aer liber. Acum, în fața lui, cu fier încălzit, îl torturează pe joie. El n-a suportat tortura și a spus pe cameră că americanii n-au ce face aici și a salutat soția și copilul. De asemenea, a spus că Sam are două ofice. Bucătăria a fost renovată la timp pentru ziua de naștere a lui Grace. Ea este felicitată de toate rudele, dar cea mai apropiată persoană lipsește. Vine iarna. În timpul plimbării, sora mai mare, Isabel, se plânge că toți o iubesc anume pe Maggie, fiindcă ea e o drăguță. Lui Tommy iese bine să se înțeleagă cu copiii. Odată, tipul a venit la doamna care lucra la bancă și pe care a amenințat-o cu arma. Ei au discutat timp de o oră. Ea nu a putut dormi după acel incident încă trei ani. Ei era mereu frică că banditul se va întoarce și o va împușca. Seara, Tommy și Grace își amintesc de anii de școală. Femeia spune că nu-i plăcea de el, fiindcă mereu era beat și mereu se bătea cu cineva. Dintr-o dată se sărută pasional. Grace decide că mai bine iese să tragă o gură de aer. Tommy a început să plângă. În tot acest timp, scrisoarea de la soțul ei stătea necitită. Ea și acum nu a putut să o deschidă. Sam și Joy continuă să fie torturați. Odată lui Sam îi întinde o țeavă de fier și ordonă să-l ucide pe tovarășul său. El deja a povestit totul și a devenit o povară pentru talibani. De la început, Sam a aruncat țeava, dar sub amenințarea armei s-a spus ori tu, ori el. Și bărbatul sub strigătele afganezilor l-a bătut până la moarte pe joie. Execuția a fost filmată. Tommy a venit din nou la Grace sub pretextul de a instala niște chestii decorative. El spune că ar fi fericit să se vadă uneori cu fetele. Mai târziu vine și Hank. El se miră când fiul lui a reușit să devină meșter. Tabăra talibanelor este atacată de trupele americane. Unul dintre lideri voia să-l omoare pe Sam, dar a fost împușcat. Camera cu înregistrarea a ars. În sfârșit, Sam a fost eliberat. Când Tommy se juca cu fetele în curte pe Grace, au sunat-o și au anunțat-o despre faptul că Sam totuși a supraviețuit. Toată familia îl întâlnește la aeroport. Tommy e și fericit, dar și e trist în același timp. În primul rând, fetițele se laudă cu noua lor bucătărie. Sam s-a întins pe pat și și-a cuprins familia strâns. Grace intră în baie la soțul său și să sărută ciucatriciule, dar Sam e rece și face aluzie să iasă. Hank vede că Sam se comportă ciudat și își amintește cum s-a întors de la războiul din Vietnam și s-a îndepărtat de fiei săi. La patinoar, Sam îi mulțumește fratelui că a avut grijă de familia lui. Nu s-a așteptat de la el așa ceva. Grace e minunată, zice el și deodată întreabă, Te-ai culcat cu ea?" El își dă seama că asta putea să se întâmple, căci credeau că el e mort, dar nimeni nu poate să-l convingă inversul. Să-mi este 100% sigur că cei doi s-au culcat. În vizită la K.L. vine familia soldatului ucis. De după colț apare Joy Junior. Văduva mereu îi visează pe soțul ei și pe Sam pe care îl urăște în vis pentru că a supraviețuit iar Joey nu. De aia femeia a venit să-și ceară iertare. Sam o minte pe femeie că nu a văzut cum a murit soțul ei și că în general nu știe nimic despre moartea lui. Noaptea Sam se comportă ciudat. Cu pistolul în mână aranjează paharele pe raft. El merge cu arma prin toată casa. A doua zi, el merge la o bază militară și spune că vrea să se întoarcă înapoi. El nu poate să se aici. Dar o perioadă el va trebui să mai stea cu familia, în timpul cinei fetițele vorbesc despre tot felul de chestii și glumesc. Dar Sam nu își poate stăpâni emoțiile și începe să se ia de fiicele sale. Cei despre ce vorbesc ele nu e amuzant. De ce râd? Grace a încercat să-l liniștească, dar Sam pur și simplu se ridică de la masă. Isabel se interesează când se va întoarce unchiul Tommy cu tata sigur ceva nu e în regulă. Grace vrea ca soțul ei să-i povestească ce au făcut cu ei în Afganistan, dar lui este mai interesant să afle ce a făcut ea cu Tommy. Femeia spune că s-au sărutat și nimic mai mult, îl convinge Grace, dar sem oricum e sigur că ei au avut ceva mai mult. În mijlocul nopții merge la mormântul lui Joe, care a avut doar 21 de ani. Fetițele se jucau în curte când tata s-a întors acasă. Isabel a încremenit pe loc, ei îi este frică de el și se dă Înapoi. Sam își cuprinde fiicele și zice că totul va fi bine. Cea mai mare abia își ține lacrimile. Soției Sam îi spune că s-a gândit la familie toată noaptea și realizează cât de norocos este că a supraviețuit. E ziua de naștere a lui Maggie. Toată lumea așteaptă ca Tommy să vină la sărbătoare. El nu a venit singur, ci cu Tina, cu care a făcut cunoștință doar o oră în urmă. Gina vrea să se dea deșteaptă și spune tot felul de prostii despre militare. Tomeo o împinge cu cotul, dar ea nu înțelege aluzia și continua. Săm s-a încordat, fetițele își fac de cap. Tata mereu o ceartă pe Isabel. Fetița spune că pe sora ei o iubesc mai mult și ea mereu primește tot ce e mai bun. Isabel scârție cu un balon, ceea ce încurcă conversației adulților, special ca să atragă atenția asupra sa. În cele de urmă, Sam s-a enervat și a spart balonul. Fetița începe să strige, deci ce nu ai murit? Ești supărat că mama vrea să se culce cu unchiul Tomei și nu cu tine? Ei mereu fac dragoste. S-a lăsat o tăcere mortală. Maggie s-a cerut să meargă la culcare. Înainte de somn, Isabel își cere iertare de la mama sa. Ea știe că n-a zis adevărul, că a mințit, dar pur și simplu nu l iubește pe tata și vrea ca în locul lui să fie unchiul Tomei. Și eu, zice Maggie, Sam stă în living și o întreabă pe soție dacă copiii s-au rugat înainte de somn, apoi a luat o rangă și a început să distrugă noua bucătărie. Cum i-a putut să se culce cu fratele lui? Oare ea știe la ce a mers el ca să se întoarcă la soția sa târfă? ce a făcut cu propriile mâini. Sam se lovește cu mâinile într-o isterie totală și continuă să distrugă bucătăria. În acel moment a venit Tommy și l-a cuprins pe fratele său. Sam a scos pistolul și a început să țintească în fratele mai mic. După care, în s au auzit sirenele poliției. Sam a ieșit la polițiști cu pistolul în mână. Lui se zice să pună arma la pământ, dar el este indignat de ce au venit. Polițiștii îi spun că știu că este erou de război. Ce fel de erou?" zice Sam. Voi n-aveți idee ce am făcut și pune pistolul la templă. Tommy și Grace încearcă să-l strige și să nu permită tragediei să aibă loc. Sam a aruncat pistolul și poliția l-a arestat. În sfârșit, Grace deschide scrisoarea și citește despre cât de tare soțul ei o iubește pe ea și pe fiicele lor. Peste câteva zile, Sam îl sună pe Tommy din Spitalul de Psihiatrie pentru Veteranii Războiului, ca să se împace cu el. Tommy a rămas cu nepoatele, iar Grace a venit să-l viziteze pe soțul său. Ea din nou îl roagă să-i povestească ce s-a întâmplat, pentru ce el se chinuie atât de mult. Eu l-am ucis, l-am ucis eu pe Joe Willis, îi recunoaște Tom. După asta se întreabă, va putea oare el după toate cele întâmplate să trăiască o viață normală? Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți despre acest film. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!